Uite motivul pentru care tu suferi că nu ești iubit sau iubită. Cea mai mare bucurie și fericire a unui om este să se simtă iubit sau iubită. Ajung de foarte multe ori să credem că nimic nu este mai important decât să simți că ești iubit. Da, este foarte frumos și plăcut să fii iubit și apreciat de partener, dar cel mai important și cel mai benefic pentru tine ca om este înainte de partener să te iubești tu pe tine, să te apreciezi, să realizezi că cea mai importantă persoană ești tu și să fii prima persoană care se gândește la tine, la dorințele tale, la nevoile tale, la ce îți dorești tu cu adevărat pentru tine. Învățând să te iubești pe tine, să-ți placă compania ta, să nu te mai deranjeze și să suferi dacă stai singur sau singură și să nu fii nevoit să te duci în dependențe sau să cerșești iubirea din cauza singurătății. Făcând toate acestea și realizând ce om ești și să nu mai suferi pentru că nu ești iubit sau iubită, când tu o să te iubești pe tine și să-ți dai toată atenția pe care o meriți, partenerul din viața ta o să fie o opțiune, nu o necesitate. Când înveți să faci toate acestea, lucrând la cauzele emoționale și cerând un ajutor de specialitate pentru a înțelege de ce suferi, sunt aici pentru tine. Programează o consultație și haide să vedem despre ce este vorba. Îți mulțumesc!